Ne vom pregăti inimile noastre pentru a asculta cuvântul Domnului din 2 Împărați, capitolul 6, primele 7 versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 394. Fiii prorocilor au zis lui Elisei: iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns: duceți-vă. Și unul dintre ei a zis: fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns: voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis: unde a căzut? Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis: ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În joi seara, la prima întâlnire pe care am avut-o împreună în casa Domnului, din pasajul acesta biblic, am vorbit despre biserica ca o școală a fiilor prorocilor. Am discutat despre faptul că prorocul este ființa care vorbește în numele Domnului, care vorbește din partea lui Dumnezeu. Și prorocul nu lucrează în primul rând cu mâinile, cu picioarele, ci cu gura. De aceea, când Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia la slujba de proroc, Ieremia a spus: Doamne, eu sunt doar un copil, vezi că nu știu să vorbesc. Și spune Scriptura, Dumnezeu i-a spus: nu spune, nu știu să vorbesc. Iată că pun cuvintele mele în gura ta. Și spune Scriptura acolo: și Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Nu picioarele, nu mâinile, că prorocul lucrează doar cu gura. Și apoi îi spune lui Ieremia următoarele cuvinte: iată, astăzi te pun peste împărății și peste neamuri, ca să tai și să nimicești, să zidești și să sădești. Cu ce? Cu gura. Căci gura poate să aducă viață, poate să înflorească pe cineva sau poate să nenorocească pe cineva. Îl îmbolnăvește efectiv. Și Biserica Domnului a fost chemată în primul rând să știe să vorbească, frații mei. Noi vorbim foarte frumos în limbi, dar trebuie să vorbim frumos în germană și în română. Doamne ajută! Amin. Trebuie să ne învățăm. Și profetul învață în primul rând, am spus, să aprecieze. E foarte dificil să apreciezi că ar fi alții la fel de buni ca tine sau chiar mai buni. De aia nici nu apreciem pe nimeni. Ni-i greu să apreciem. Să văd pe unul care conduce slujba, cum l-am văzut pe fratele că a condus slujba și eu știu ce înseamnă să conduci slujba. Și să vii la el și să spune: apreciez slujirea. Păi da, am și eu darul cărmuirii, dar cum, adică el e mai bun ca mine? Da, e mai bun. Și ce are? Îl apreciez. Doamne ajută! Asta înseamnă să te smerești, să recunoști. N-ați văzut cântăreți care nu văd mai bun ca ei? N-au niciun cuvânt. E, cântă fals. Ei, face playback. E, câte n-are el despre... Păi da, du-te la el și spune: băi, apreciez, te-a folosit Dumnezeu și m-ai zidit. Pentru că asta înveți la școala fiilor prorocilor. Să apreciez și pe altul. Să-l apreciez că e la adunare. Apoi, nu numai să apreciez, să îmbărbătez. Venim dintr-o lume în care am purtat lupte. Când ne-a mântuit Hristos, ne-a spus că noi nu suntem din lume, dar trăim în lume, purtând numele Său și purtând menirea Sa. Și diavolul n-are treabă cu curvare, cu vipurile lumii. Are treabă cu ăia micuți care cred în Domnul Iisus și atacă pe toate direcțiile. Cum v-am spus data trecută, lui îi pare rău că noi dormim noaptea. În continuu ne atacă. Cum ne-am sculat, cum ne-am atacat. Venim dintr-o luptă în care am reportat victorii, dar am fost înfrânți. Suntem dezamăgiți, am fi vrut să fie mai bine. Și venim aici. Se găsește cineva să spună: frate, mai departe, mă bucur că ești aici. Dumnezeu ne dă hrană, ne dă putere, ne dă ungere. Asta am făcut la școala fiilor prorocilor. Pentru că câteodată oamenii cad în dezamăgirea lor, sunt supărați pe ei, câteodată observ credincioși care nu se pot ierta pe ei. Știu că Dumnezeu i-a iertat, cred că El i-a iertat, dar nu se iartă ei. Nu pot crede că am făcut, că am zis, că am procedat așa. Nu pot crede. Și nu mă iert pe mine. Și stările astea nu poate să iasă decât atunci când cineva vine lângă el, îl îmbărbătează, îi spune: prin așa ceva am trecut, chiar dacă nu la fel, dar am trecut pe aici, hai să ne ridicăm și să alergăm, pentru că avem o cunună de prins. Doamne ajută! Asta se învață în adunare.
la școala fiilor prorocilor. Și mărbătarea se face cu gura, stimații mei, ca și apreciere. Apoi binecuvântare am vorbit. Noi suntem chemați să moștenim binecuvântarea. Și Biblia spune, nu blestemați, ci mai degrabă binecuvântați. Am avea motive să fim supărați pe alți oameni, pe dușmanii noștri, pe cei ce ne blastămă. Și am putea să răspundem la fel. Însă Biblia vine și ne spune, binecuvântați. Dar foarte mulți credincioși spun, dar ce are dacă binecuvintez sau blestem? Cine mă bagă mine în seamă, ce rostesc eu? Poate banii mei îi bagă în seamă, poate mașina mea o bagă în seamă, dar ce rostesc eu cuvintele mele? V-am explicat că atunci când ne naștem în familia părinților noștri biologici, moștenim caracteristicile lor, zâmbim ca ei, mergem ca ei, avem anumite lucruri care ne identifică ca fiind ai lor. Când ne naștem a doua oară, sau conform Bibliei, din nou, în familia lui Dumnezeu, moștenim caracteristicile tatălui nostru. Și una dintre caracteristicile tatălui nostru este că ce zice, ia ființă. De aceea credinciosului nu este îngăduit să treacă, să vorbească ce vine la gură. Ci credinciosul da trebuie să fie da și nu trebuie să fie nu. Și de aceea e chemat să nu blesteme, chiar dacă e o formă botezată de blestematură, chiar dacă e o formă botezată din jurătură, că sunt oameni care înjură în lume, dar sunt înjurături și pocăiești, cu legume, cu șapă, cu sărășii, cu o grămadă de lucruri care sunt băgate așa în adunare botezate. Oricât din ceosu nu-i chemat să facă asta, el e chemat să binecuvinteze. Să spună Domnul să-ți dea o casă liniștită, Dumnezeu să te ajute să termini facultatea cu bine, Dumnezeu să te păzească când ți-ai cumpărat o mașină mai bună ca a ta. Bineînțeles că înăuntrul tău spui, băi, de unde? Români, știți cum sunt ei așa. Câteodată că nu poate justifica neapărat că umblă el cu ceva, de-o cumpărat o mașină mai nouă ca a mea. Că dacă nu-i mai nouă ca a ta, nici nu te complici. Efectiv, așa, ți-e ușor să-l binecuvintezi, dar dacă-l vezi că te-o depășit, în momentul respectiv e foarte greu de găsit ceva. Te duci la el și îi spui, uite ce mașină frumoasă și bună v-ați luat. Dumnezeu să te ajute să o porți sănătos, să n-ai niciodată niciun accident. Doamne ajută! Ți-e greu? Doar rostești, fratele meu. Nu te ocupi tu de reparatul mașinii, nu ești tu de la firma de asigurări, dar rostești un cuvânt, ți-ai mai făcut un prieten. Efectiv, ți-ai mai făcut un prieten. Apreciind, încurajând, binecuvântând. Și apoi v-am vorbit că tot aici, la școala fiilor prorocilor, te înveți să ți ții de cuvânt. Pentru că, indiferent ce rostești, oamenii se uită la seriozitatea ta, la seriozitatea cu care vii la biserică, la seriozitatea unde când ai spus da, au rămas da, când ai spus 5 minute, 5 minute, când ai spus jumătate de oră, jumătate de oră, nu spui în 5 minute și tu vii după 2 ore. Spui că ei dăm niște bani împrumut, că ți-i dau în 2 săptămâni și 3 luni și când te spune să, băi, parcă era niște bani, dar tu stai în banii ăia, dar și știi că Iisus te iubește. Transmitem neseriozitate. Și, stimații mei, la școala fiilor prorocilor omul lucrează cu gura. Cu gura e serios sau neserios? Cu gura arată dacă e vrednic de luat în seamă sau dacă trebuie nebăgat în seamă. Că o să citiți în Biblie că ajung anumiți oameni în biserică ca să nu fie băgați în seamă de frați. Dar nu că au statutul ăsta. Spunea Apostolul Pavel, și voi când sunt judecăți între voi, puneți judecători pe aia care biserica nu-i... Dar cum de-au ajuns la performanța asta? Așa, vorbind aiurea. Așa, o promis, nu s-o ținut. O zis că vine, n-o venit. Frate, vin seara asta, vin să slujesc. Te uiți după el, nu-i. Nu am avut chef să mă scol. Pe biserică nu te mai bagă în seamă. Poți trimis tu bilete că ai o grămadă. Nu te bagă în seamă. De ce? Pentru că ești neserios. Nu pentru că ai făcut un păcat grozav. Nu se poate baza pe tine. Ori la școala fiilor prorocilor, înveți să fii serios, punctual, disciplinat. Să ne ajute Domnul. Amin. Și apoi ultimul aspect pe care îl înveți și cel mai dificil este să mustri cu dragoste. Nu uitați că de obicei adevărul despre noi, mai ales în punctele sensibile, doare. Noi avem foarte multe calități pe care ni le repetăm și le prezentăm și altora. Când socializăm pe rețele de socializare, nu spunem niciodată, să știi, eu arăt băia fain așa, dar mă enervez, nici nu știu din ce țară e țandora. Te rog frumos să fii foarte atent la noi. Nimeni nu spune așa ceva. Cum să spui el așa ceva? Nu spune că e nervos, nu spune că nu se ține de cuvânt, dar știm că le avem și alea pe stoc unii dintre noi.
În schimb, spunem foarte mult despre cele bune. Părtășia bisericească, și în mod special cât mai constantă, de aia foarte mulți frați sunt împotrivă să fie ca biserica primară. Biserica de primară era nelipsită de la templu în... Ei, la noi e mult. Știți de ce? Pentru că dacă ne adunăm în fiecare zi, ăstea chiar văd slăbiciunile noastre. Dacă venim numai duminica dimineața cu zâmbitul luat de acasă așa, când plecăm acasă ne doar fălcele cât am zâmbit în adunare, însă venim așa, nu se prinde nimeni ce slăbiciuni mai avem. Pentru că, efectiv, noi am avut zâmbitul ăla comercial pe chip și l-am luat acasă, am revenit la normal. Dar dacă vii și luni, și marți, și miercuri, și joi, și duminica, două programe, și mai sunt și slujbe speciale, de priveg, de mormântare, de ce o fi, oamenii au acces la slăbiciunile tale, pe care tu le ții dosâte acolo. Ori, frații mei, diseară o să vorbim mai mult din textul ăsta privitor la aspectele astea. Ori când ajungi aici, ai acces la slăbiciunile fraților și contează foarte mult cum le rezolvi. Pentru că e foarte simplu să vii la frate, să spui, frate, vreau să spun ceva, nu se mai poate așa ceva. În momentul respectiv, orice om are un scut defensiv, l-a ridicat sus și poți trimis rachete de toate genurile, să lovezi de scutul ăla și el și zâmbește după scut. De ce? Pentru că efectiv nu ai cum să-l atingi. Nu uitați, stimații mei, dragostea este anestezicul prin care poți opera eficient un pacient. Adevărul este problema cu care se confruntă el. Să vă dau doar un exemplu. Într-o zi nu te simți prea bine și te doare în partea inghinală, în partea dreaptă aici. Te duci și la un centru medical și ăștia îți spun că ai apendicita inflamată. Dacă nu veghezi, apendicita perforează și apoi dă complicații, peritonită. Și de foarte multe ori se poate ajunge la deces dacă nu se veghează, pentru că dă în septicemie, infecție acută a sângelui. Însă te duci la un centru medical și te programează la operație la chirurg. Chirurgul își pregătește bisturiu, își pregătește totul, dar înainte de a te opera, știți pe cine cheamă? Anestezistul. Anestezistul îți ia greutatea corporală, calculează doza de anestezic și apoi îți face o anestezie generală sau locală, prin care chirurgul te poate opera liniștit și scoate problema de acolo, să se extirpe apendicele. Dar ți-a făcut anestezie și a putut opera liniștit. A apreciat pe cineva, ai arătat dragostea, ai arătat că-ți pasă, este anestezia. De obicei, frații noștri operează, dar pe viu. Pe viu. Frate, vreau să spun că ai probleme cu apendicele. Stai pe masă aici, mai cheamă încă doi frați marturi, te țin din mână, altul de picioare, și începe operația. Au, valeu, cu tare te operează. La urmă îți arată că are și o sticluță, are și anestezie. De asta, știi, frate, te-am operat pe viu din dragoste. Noi avem anestezia, dar n-am folosit-o cu tine. De obicei, cam așa ne operăm unii pe alții. De-aia mulți dispar. Când aud că trebuie să vii să-l operezi tot tu, spune, rămân așa, mor de moarte bună, nu mor chinuit. Biserica de foarte multe ori nu înțelege aspectul ăsta. Când folosești dragostea, când folosești aprecierea, când îl vezi pe omul ăsta când cântă, când îl vezi pe omul ăsta prezent la adunare, când îl vezi pe omul ăsta râvnitor, când îl vezi pe omul ăsta care are grijă de familia lui și îi spui lucrurile astea, asta e anestezie. Și când ai observat ceva greșit și vii la el și spui, știi că te iubesc, știu frate, știi că te apreciez, știu, știi că vreau să te văd la adunare, știu frate. Știi ce vreau să-ți mai spun? Mai sunt și anumite lucruri pe care dacă îmi dai voie, eu te ajut să le îndrept. Mulțumesc frumos, de la tine primesc operația. De aceea găsiți că Domnul Iisus găsește biserica din Efes, care, vă repet încă o dată, nu și-a pierdut dragostea din tâi, că dacă o pierdea, orice lucru care îl pierzi, îl cauți. Și-a părăsit dragostea din tâi. E un loc cu Domnul Iisus, cam așa începeam scrisoarea către biserică. Biserică din Efes. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Eu vin și îți iau sfeșnicul din locul lui. Nu. Începe Domnul Iisus cu anestezia. Știu faptele tale. Știu răbdarea ta. Știu că nu poți suferi pe cei răi. Știu. 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 După care îi spune, dar începem operația. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Frații mei, la școala fiilor prorocii înveți așa. Și dacă într-o biserică se adoptă stilul ăsta, care e greu de adoptat, nu poate nimeni să mă scoată pe mine când eu mă cred cel mai bun.
Cel mai bun cântăreț, cel mai bun, văd cel mai bine lucruri, mai ales odată ce îmbătrânești cu vârsta, chiar divide șteptul pământului. Vorbesc din proprie experiență. Și din punctul ăsta de vedere, nu poți să-ți dai seama că ceilalți pot gândi și ei. Te gândești că ești singurul care ai neuronul care funcționează și ăla-i și pe ăla așa și restul nu mai știu. Ori, frații mei, că să poți aprecia pe altul, să te poți bucura de altul, să poți încuraja pe altul, să vii în adunare și ai acces la orice inimă. Locul ăla unde frații procedează așa devine neîncăpător. Și spun fiii prorocilor, locul în care locuim noi cu tine, care altă dată cu alte cuvinte era larg, a devenit neîncăpător. După felul în care ne-ai învățat tu să vorbim, fii bun, vino, du-te, fă cu tare lucru, după modul în care te-ai purtat cu noi, hai să facem un loc mai larg. De obicei, bisericile care înțeleg asta au o mare problemă. Totdeauna caută noi localuri de închinare când nu mai încap în ăla care a fost. De ce? Asta e problema lor. Pentru că nu mai încap acolo. Locul acela devine prea strâmt. În ziua de astăzi intrăm la o altă lecție din textul ăsta biblic. Luat din momentul acela când fiii prorocilor au primit acceptul Elisei. Subliniez lucrul acesta care îmi place foarte mult, pentru că de multe ori nu se înțelege că Biserica Domnului este formată din categorii. Și asta e frumusețea bisericii. Când Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, îi spune să pască mielușeii, oițele și oile. Gândiți-vă o biserică numai din mielușei. Cum ar arăta? Cu toate că se practică. Mielușeii sunt liniștiți pentru că stau lângă oi. Pentru că câteodată primesc lapte de la mame, de la oi, stau în preajma lor. Că altfel n-ai cum să fii păstor numai la mielușei. Îți cad niște rachete așa. Nu ai cum să fii acolo. Turma este stabilă ca toate structurile acestea. Aș vrea să vă spun că fiii prorocilor erau bărbați tineri din Israel. Luați textele paralele din vremea respectivă, veți vedea că sunt toți bărbați tineri. Și iată că acum vine momentul în care constată că le trebuie un alt loc. Au un loc pe care l-au avut, dar era neîncăpător, și acum le trebuie altul, mai mare. Și spune lui Elisei, hai la Iordan să tăiem lemne. Și Elisei nu spune, merg, că oricum voi nu vă descurcați fără mine. Nu, nu. Elisei face un gest, și anume, îi spune, duceți-vă. Ne-am fi așteptat ca acum bărbații ăștia tineri spune, păi am scăpat. Gata, rămâne moșulic aici. Noi am plecat partea cealaltă, tineret, spumă, valoare, plecăm dincolo. Nu, nu. Ei și-au dat seama că echilibrul nu l-au ca au ei energie. Echilibrul l-au și din cauza bătrânului profet. Și atunci îi spune, fii bun și vină cu slujitorii tăi. Și iată că Elisei spune, da, voi merge. Că nu intra cu bocanci în viața lui. Oriunde vă duceți voi, oricum eu vă urmăresc. Nu, nu. L-au invitat, a venit și a rezolvat o problemă pe care nu puteau rezolva toți fiii lui Elisei la un loc. Pe vremea aceea, metalurgia felului o stăpâneau doar filistenii. Ca atare evreii trebuiau să meargă, să se așcute săbiile sau topoarele, securile la filisteni. Filistenii stăpâneau și nu le-o dădeau la evrei, pentru că cine stăpânea metalurgia felului avea o armată puternică. Ei trebuiau să lupte cu praști, cu prăjini, cu asta. Cine avea sabii era deja grozav, de-aia o să găsiți în Biblie săbii al lui, cutare sau lucutare. Rar era cineva care avea sabie. Și acum cineva împrumutase o secure și mersese la tăiat lemne și plin de râvnă tăia cu elan. Nefiind împănată bine în coadă, fierul s-a desprins, a zburat prin aer și s-a dus în râul Iordan. Și pentru că densitatea fierului e mai mare decât densitatea apei, din punct de vedere chimic și fizic, s-a scufundat în apă. Și atunci omul acela a exclamat, ah, domnul meu, era împrumutat. Problema este la un lucru împrumutat că totdeauna trebuie să-l dai înapoi, măcar în starea în care l-ai luat. Există o lege pe care n-am scris-o eu, dar care se verifică totdeauna și care a fost verificată, că un lucru funcționează foarte bine la stăpânul lui până îl împrumuți tu. Când l-ai împrumutat tu, cumva se străcă. Și problema pe care o ai tu este să-l dai înapoi, măcar în aceeași stare. Te întâlnești cu proprietari care vin și spune, domnule, nu contează că mi-ai tu altul nou, cu mai mare putere, mai vopsit, mai fain. Eu sunt legat sentimental de la vechi. Unde? În Iordan, în apă. E acolo. Ori problema reîntoarcerii împrumutului este o problemă de conștiință.
Este o problemă de responsabilitate. Și de aceea, în ziua de astăzi, vom vorbi de lucrurile împrumutate, care sunt foarte importante pentru noi și pentru viața noastră și care ne responsabilizează în fața lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă vorbesc despre câteva valori pe care Dumnezeu ni le-a împrumutat și ne va cere înapoi. Și va conta foarte mult starea inițială la care ne dă El. Prima valoare pe care vreau să o subliniez se găsește în Psalmul 90 cu versetul 3, unde spune Scriptura: Tu întorci pe oamenii în țărână și zici: Întorceți-vă, fiii oamenilor. Viața este împrumutul pe care ne-l dă Dumnezeu. Viața, în cea mai termen, definiția cea mai simplă pe care o avem a vieții este timpul dintre certificatul de naștere și cel de deces. Timpul acesta se numește viață. Și Dumnezeu ne oferă împrumutul acesta cu un singur scop. Nu să tragem aer în pet, cu toate că asta o facem câtă vreme trăim, ci Dumnezeu ne oferă viața pentru un singur scop, iubiții mei. Dacă nu l-ai atins scopul acesta, restul n-are valoare că ai tras aer în pet. Nu are valoare ce ai realizat. Pentru că viața îți este împrumutată ca să-ți atingi scopul ei. Și scopul vieții este prezentat în predica apostolului Pavel, în Areopagul din Atena, în fața filozofilor stoici și epicurieni, în fața vârfurilor înțelepciunii ateniene din timpul respectiv, și este prezentat în Faptele Apostolilor, capitolul 17, unde Scriptura spune de la versetul 24 în felul următor: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei, și dacă aici urma puncte, puteai completa, tu care e scopul vieții, ca ei să facă școală, și bună școala, ca ei să se căsătorească, și bun să te căsătorești, ca ei să aibă o casă de locuit, și bine să ai o casă de locuit, ca ei să prindă pensia, și bună-i pensia, dar scopul vieții nu este. Scopul vieții este ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească, bâșbâind că nu este departe de fiecare dintre noi. De aceea slujbele de mormântare la unele persoane sunt atât de dificile. Pentru că te uiți la slujba de mormântare, are 4 diplome de facultate. Dar în tot timpul ăsta a învățat. Nu a avut timp să-L cunoască pe Domnul. La ce ajută diplomele alea? Că tot ce realizăm în lumea asta, diplomele, i-au ajutat lui să aibă un birou sau să aibă un mediu academic unde să își câștige o bucată de pâine mai albă. Atât tot. După ce a murit el, diplomele alea le iau copiii? După ce a murit el, dați-mi mie diplomele că mă duc eu undeva. Nu. Nu se poate folosi nimeni de el. Dacă persoana care decedează are un garaj plin de ultimele tipuri de mașini, nu normale, Ferrari și Tesla, le are, ajută la ceva? Faptul că un întreg cartier îi aparține lui și are în chirie o grămadă de chiriași de la care vin o grămadă de bani, nu ajută la nimic. Pentru că scopul vieții nu să ai bani mulți, că oricum nu te ajută. Nu să câștigi mult, să faci multă școală, să ai o reputație grozavă. La mormântarea ta să vină o suită întreagă de preoți, de pastori, de președinți, de state, să vii la mormântare. Nu te ajută cu nimic. Pentru că scopul vieții, simplu, este să-L cauți și să-L găsești pe Dumnezeu. Amin. Și dacă L-ai găsit pe Dumnezeu, are valoare și școala. Și dacă L-ai găsit pe Dumnezeu, are valoare și casa, și bicicleta, și mașina, și tot. Dar dacă nu L-ai găsit pe Dumnezeu, totul e nul. Totul e zero. De aia e important, stimații mei, de a pune valorile astea. Că viața e doar dintre naștere și deces. Și nu toată lumea trăiește 80 de ani. Dumnezeu nu ne spune cât trăim. Dar în timpul în care îl trăim, trebuie să-l căutăm și să-l găsim pe el.
Nu toți ajung la 20 de ani, dar știu copiii noștri care-i scopul vieții, că la el scopul vieții nu va fi pensia, niciodată. Dacă va trebui să pleci de leucemie, de cancer sau de accident, la un moment dat, dar l-am învățat că scopul vieții lui de adolescent este să-L caute și să-L găsească pe Dumnezeu și să-L pot ajuta în alergarea asta, să ajut să alerg lângă El, să-L sprijinesc. Întrebările principale ale vieții, să-i spun că Dumnezeu este răspunsul? Sau ne-am programat ca copiii noștri să trăiască toți cât Metusala? Nu stă în puterea noastră. Stimații mei, înainte de a ne naște noi, cineva care e atot înțelept, cineva care cunoaște totul, a pus o întrebare: ce trebuie să fie ființa asta? Băiat sau fată? Unde trebuie să se nască? În Germania, România, America sau prin Africa? În ce familie trebuie să se nască el? În ce zonă trebuie să se nască el? Și după ce el în atot înțelepciunea lui a dat răspunsurile, te-ai născut tu și ești băiat și nu fată, și ești fată și nu băiat. Te-ai născut în România și nu în America, te-ai născut în zona din România și într-o familie. De ce? Pentru că întrebarea pe care a pus-o atot înțeleptul Dumnezeu este: ce trebuie să fie, unde trebuie să se nască ca să mă poată căuta și să mă poată găsi. Și te-ai născut acolo unde trebuie, purtând numele care trebuie, și într-o zi l-ai întâlnit pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În mare majoritate l-ați întâlnit pe Dumnezeu din cauza părinților voștri. Spuneau odată evreii: Doamne, Tu spui că ne iubești, cum ne arăți că ne iubești când ne pedepsești? Și Dumnezeu le spune simplu: l-am iubit pe Iacov, adică pe părintele vostru. Voi sunteți aparte din cauza faptului că l-am iubit pe părintele vostru. Din cauza că Dumnezeu ne-a iubit părinții, ne-am născut într-o familie unde am învățat că mântuirea e doar prin Iisus Hristos. Am învățat o anumită conduită de viață, care e foarte greu de adoptat. Discutați cu oameni care s-au născut în familii care nu au trăit pocăința, care s-au bătut, care au consumat alcool, care au trăit cum au trăit. Au venit la pocăință, știți ce greu le este? Noi ne-a venit foarte ușor să cântăm, să ne rugăm, pentru că am văzut pe părinții noștri. Ei ne-au condus primii pași. Aș vrea să întreb, moștenirea asta o dai în continuare la copiii tăi? Se roagă împreună cu tine, cântă împreună cu tine, discutați împreună din Scripturi, pentru că unii dintre ei nu vor ajunge să se căsătorească, dar trebuie să-L găsească pe Domnul. Nu ajută la nimic când mă duc la anumite slujbe de înmormântare și când băiatul are 14 ani, a murit în necat sau în accident sau... și la căpătâiul lui plânge mama, plânge tata, care m-a invitat la mormântarea copilului lui, vă dau doar un exemplu, și totodată mai văd o persoană care plânge acolo, fetiță de vreo 13 ani, plânge mai tare ca mama și ca tata. Îl întreb pe ăștia de acolo: la cine-i fata aia? E prietena lui. El are 14 ani, are prietene de 13 ani care plânge la mormântarea lui că i-a murit prietenul. Bun, și atunci întreb logic pe tatălui: măi, dacă are pe Domnul Iisus Hristos, l-a primit ca Domn și Mântuitor, l-a căutat pe Dumnezeu? Ei, nu, e prea tânăr. Deci nu-i tânăr să aibă prietenă sub ochii noștri, dar e prea tânăr să caute pe Domnul și să moară cum moare. Ne gândim la aspectul ăsta? Facem ceva aici? Că viața este timpul dintre certificatul de naștere și ăla de deces. Dumnezeu în supremația Lui știe că suntem profitori și nu ne spune niciodată când plecăm. Rare sunt cazurile când anumitor oameni, de obicei oameni pregătiți, Dumnezeu le spune când pleacă. Întâlnesc oameni care spun la copiilor: miercuri să nu plecați nimeni de aici. Mamă, dar de ce? Măi, să nu plecați, că miercuri eu plec la Domnul. Toți până miercuri și rezolv problemele, vin de unde vin, miercuri, i-am prezența copiilor și a nepoților, pleacă la Domnul. Rare sunt cazurile când am observat asta, dar de obicei Dumnezeu, știindu-ne cât suntem de profitori, ne ascunde.
Hai să presupunem că Dumnezeu ar chema la frumoasa vârstă pe toți și spune, băi, ca să trăiți bun, vă chem la 80 de ani. Să nu fiți nici trecuți, dar nici. La 80 de ani vă chem. Știți cine era în dimineața asta la slujbă? Cei care aveau 79 de ani, 11 luni și încă, așa, exact pe aproape, la tot. Restul aveau timp. Restul, că la lucrurile de care trebuie să ne pocăim și știm, noi avem timp. Noi avem timp. Ori Dumnezeu păstrează secret lucrul ăsta. Și fiecare dintre noi, inclusiv eu, putem pleca oricând. Ca atare, eu trebuie să-L caut pe Dumnezeu și să umblu cu El. Doamne ajută! Viața ne este dată tocmai pentru lucrul acesta. Împlinirea ei, scopul ei, sensul ei, stă doar în a găsi pe Dumnezeu. Restul sunt detalii. Dacă L-ai găsit pe Dumnezeu, are sens. Dacă nu L-ai găsit pe Dumnezeu, nu are sens. Și încă un aspect aș vrea să vi-l spun la ceea ce privește viața, este faptul că noi, ca și oameni, nu putem trăi în toate timpurile. De exemplu, noi avem un timp trecut, plin cu amintiri, cu foarte multe lucruri grozave și cu lucruri mai puțin plăcute, dar alea nici nu ne place să le amintim. Dar de obicei ne uităm în trecut, ce plin de râvnă am fost, ce spirituale am fost, cât ne mai rugam, dar nu ne ajută la nimic acum. Viitorul totdeauna este creionat roz, de obicei de anul nou. La anul vom citi Biblia, la anul ne vom ruga, la anul vom posti, la anul vom face o grămadă de lucruri, dar viitorul nu-l atingem niciodată. Noi nu trăim niciodată mâine. Noi totdeauna suntem programați și rânduiți să trăim astăzi. Când vei ajunge mâine, îl vei numi pe mâine cum? Astăzi. Că mâine nu-l atingi niciodată. Pentru că singurul timp în care ființa umană limitată în timp și spațiu poate atinge pe Dumnezeul veșniciei, nu ieri și nici mâine, e totdeauna astăzi, aici și acum. De exemplu, eu spun un cuvânt, Iisus Hristos este Domnul. O trecut momentul. Frații de aici au spus amin, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă întreb, trebuia să spuneți când am spus Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie Domnul sau amin? N-ați spus când o trebuie. Vă puteți întoarce ca atunci când eu am spus slăvit să fie Domnul, să spui, băi, n-am fost atent, uite, trebuia să spun și merită Iisus să-i spun slăvit să fie numele Lui sau amin, că așa este, El este Domnul. Mă întorc înapoi și rezolv problema. Și atenție, sunt câteva secunde când a trecut. Poți să rezolvi problema asta? Nu. Pentru că nu poți trăi în timp. Singurul timp în care poți să trăiești, să faci ceva, este acum. Deci păi, mai spun încă o dată, Iisus Hristos este Domnul. Amin. Ai rezolvat problema. Și atenție, nu a coborât ceva special peste tine și ai simțit niște curenți prin tine și ai spus, trebuie să spun. Nu, ai decis că Iisus este Domnul vieții tale. Mântuirea știți cum vine, frații mei? Tot așa. Vii la lumină, cum s-o citit aici. Atât te-a iubit Dumnezeu că l-a dat pe Fiul Său ca păcatele tale să fie iertate. Știi că ai păcate. Mântuirea înseamnă să te ridici din normalitatea ta, din modul tău și să spui, Doamne, am nevoie de mântuire, dar nu mâine, nici ieri nu mai pot intra. Acum și aici vreau să-L primez pe Iisus Hristos. Și așa intră mântuirea în casa ta. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Totdeauna Dumnezeu operează mântuire, salvare și viață veșnică astăzi. Astăzi. Dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi. De aceea când Domnul Iisus Hristos era pe cruce și unul dintre tâlharii spunea, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, salvează de pe tine, dă-ne și noi pe noi jos de pe cruce, că mai avem niște tâlhării de făcut. Celălalt spune, oare nu ți-e rușine să vorbești tu? Suntem pe final de drum. Noi merităm. Pedeapsa cu crucificarea era una dintre cele mai crude pedepse care existau, de aia Biblia și spune că moarte și încă moarte de... Că și morțile sunt diferite. Pentru, de exemplu, pentru cetățenii romani niciodată nu puteau fi executați prin crucificare. Cetățenii romani erau pedepsiți capital prin decapitare. De aia Pavel, în tradiția bisericii, n-a fost crucificat.
ci a fost decapitat. Pe când Petru, care nu era cetățean roman, era evreu, a fost crucificat și a cerut el să fie crucificat, nu ca domnul lui, ci invers, cu capul în jos. Pentru că sunt morți între morți. Moartea prin crucificare era extraordinar de dură. Și acolo Domnul se uită la tâlharul acesta și îi spune: astăzi vei fi cu mine în... Dar de ce nu spune: voi verifica dosarul tău, voi verifica ce ai făcut tu? Nu, pentru că singurul timp operațional când Dumnezeu poate să aducă mântuire în viața oamenilor este atunci când ei sunt conștienți, nu în comă, și atunci când ei cer lucrul acesta și Dumnezeu operează astăzi mântuire. Amin. Unul dintre problemele pe care le-au credincioșii și evanghelicii și mediul evanghelic, și aici includ pe copiii noștri, este că totdeauna dezvoltăm conceptul de mâine. Astăzi a fost frumos la biserică, astăzi a cercetat Domnul, astăzi i-a mântuit, astăzi i-a iertat pe alții, dar eu mâine. Bine, dă-i har și seara asta, mâine. Și se dezvoltă în noi un obicei, un lucru repetat de 30 de ori, spun psihologii, devine obicei. Și sunt obiceiuri bune și obiceiuri rele. Unul dintre obiceiurile rele este mâine. Și vine Evanghelia și toată adunarea plânge și tot îți cercetați și natura obiceiului meu spune: da, e bine, ar trebui să mă pocăiesc astăzi, dar lăs pe mâine. Și oameni buni pe care i-am văzut atât de aproape de harul lui Dumnezeu, atât de cercetați de Duhul Domnului, au rămas nemântuiți și i-am îngropat nemântuiți, pentru că și-au dezvoltat conceptul de mâine. Mâine. De aceea, pentru mine, pocăința înseamnă astăzi. Astăzi, dacă pot să dau mâna, dau cu mână. Astăzi, dacă îi pot îmbrățișa. Astăzi, dacă pot striga un slăvit să fie Domnul. Astăzi, dacă mă pot ruga din toată inima. De obicei, mâine mă rog mai cu foc. Mâine dau mâna. Mâine mă împac. Mâine... Nu. Astăzi. Astăzi. Dacă poți să crezi, crezi astăzi. Doamne ajută! Amin. Când prinzi lucrul ăsta, trăiești momentul respectiv, că următorul nu știi când mai este. Că nu este dat lucrul ăsta. Prima valoare pe care ne-o împrumută Dumnezeu este viața. Nu știu cât ți-am împrumutat ție sau mie. Până acum mi l-am împrumutat și mulțumesc Domnului că a fost cu folos. Pentru că l-am primit pe Domnul și asta e valoarea cea mai mare. Restul v-am spus că sunt detalii, nici nu contează, de-aia nici nu suntem chemați să predicăm ce am câștigat, ce am pierdut, pe unde am fost. Pentru că lucrul cel mai important este că Iisus Hristos este Domnul vieții noastre. Dacă nu este Domnul vieții tale, astăzi este ziua ta. Știu că ți-ai dezvoltat conceptul de mâine și de asta ți este furată toată bucuria. Începe să inversezi rolurile și începe de astăzi să trăiești pentru gloria Domnului. De astăzi să faci lucrurile care trebuie, pentru că lucrurile acestea îți aduc împlinire din partea Domnului. Doamne ajută! A doua valoare pe care vreau să o subliniez este prezentată în cuvântul Domnului din Luca, capitolul 12, unde Sfânta Scriptură ne spune despre un om bogat. Cu toate că ne-ar place, nu avem detalii de familia sa. Nu știm dacă avea soție sau copii. Nu cunoaștem asta? Cert este că cunoaștem că pe o suprafață de pământ a putut trăi până atunci. Și într-un an, marele agronom a dat ploaie la vreme și timp prielnic, ca recolta să-i crească în belșugat. Și ceea ce e mai important, i-a dat și vreme de secerat. Că degeaba semeni, că degeaba îngrijești, dacă n-ai timp să culegi. Vi s-a întâmplat să auziți de ogoare întregi, pline cu grâu, care erau de secerat și au venit ploaia și au încolțit greu un spic, n-au putut să bage cu niciun fel de unealtă acolo. Și-au pierdut toată recolta pe anul ăla. Ei, ăsta n-a avut șansa asta să piardă recolta. Ci Dumnezeu l-a... Și atunci a intrat într-o mare dilemă. Ce voi face? Pentru că am strânse multe roduri. Nu s-a gândit niciodată la cel ce-i dăduse. Ci a zis, voi face o altă investiție. Voi strica totul vechi, voi face altele mai mari, voi strânge acolo toate rodurile și toate bunătățile mele și atenție, face el o declarație și voi zice sufletului meu. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și atenție, astea nu vorbea el prin o gradă așa.
prin curtea lui. Ce voi face, să auzeau vecinii? Se gândea în sine. Și singurul care are abilitatea să vadă ce gândești tu în sine. Să citească ce planuri ai tu, ce intenții ai tu, pe cine urești tu, ce vrei să-i faci la unul sau la altul. Singurul care are abilitatea să pătrundă acolo este Dumnezeu. De-aia El și dă răspunsul tot în sine și îi spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și tot ce ai adunat tu acolo, cui vor fi? Păi da, până la toată urma, cui e sufletul? Că El spune, voi zice sufletului meu. Păi eu am sufletul e meu. Dacă vreau, îl duc la biserică, dacă nu, îl duc pe stadion. Dacă vreau, îl duc la o sală de cultură, la un meci, într-o parte, la discotecă, sufletul e al meu, domnule, eu fac ce vreau cu el. Constatăm dintr-o dată că Dumnezeu vine și spune, ziua înmormântării arată că sufletul nu e proprietatea ta. Într-o zi predai inventarul. Și indiferent cât de tare te crezi că e a tău sufletul, că l-ai cultivat, că l-ai pregătit, că l-ai îngrijit, că l-ai adus unde o trebuie, Dumnezeu spune, predai inventarul și nu contează că te cheamă Lady Diana, nu contează că te cheamă nu știu ce rege, șeic sau nu știu cine, predai inventarul, regina Angliei, predai inventarul. De ce? Pentru că sufletul nu e proprietatea noastră și pentru că nu e proprietatea noastră, Dumnezeu își cere înapoi împrumutul. Întrebarea care se pune este cum arată sufletul tău, că îl vei da înapoi. Atunci când Dumnezeu ne dă sufletul, acea haină a vieții noastre, ne-l dă curat și imaculat. Câteodată în campaniile de evangelizare întâlnim oameni de diferite confesiuni care aud mesajul pocăinței, care este un mesaj care îi vorbește omului de întoarcere, care îi vorbește omului că nu-i bine. Vestea bună înseamnă că omul primește o veste bună. Dar niciodată vestea bună nu-i valabilă dacă nu-i prezinți omului vestea rea. Vestea rea. Foarte mulți nu înțeleg asta. De-aia nu mai există dorință de Evanghelie în mediul ăsta. Că vestea rea este că suntem păcătoși, pierduți și condamnați la iad. Și când omul e convins că e păcătos, e pierdut și merge în iad, are sens să-i spui că există o cale de salvare. Se numește pocăința și întoarcerea la Hristos. Amin. Și omul primește vestea bună. Dar dacă el vestea rea nu are, te-l e bun, domnule. Te-l e bun, dar el iubește, el mai face câte o faptă, el mai... Băi, dar Iisus a murit pentru tine. A murit degeaba, domnule, că eu nici nu prea am păcate. Când stau și mă uit la către de bun eu, efectiv, nici nu am ca atare degeaba îi vorbești la omul ăsta, degeaba îi spui la copilul tău de lucrul ăsta. Ori Biblia subliniază foarte clar că noi suntem răi în înclinațiile noastre. Că vin ăștia și ne spun că ce-au făcut arabii în Israel acum, sau ce fac izraelieni acum acolo. Asta e natura noastră, frații mei. Noi suntem toți răi. Numai Hristos poate să ne facă buni. Faptul că coborau evrei în al doilea război din vagoane și ofițerii germani fluierau și cântau aer de Chopin și de Mozart și așa mai departe, apoi alergea, tu mergi la gazare, tu mergi la muncă pentru noi și așa mai departe. După care mergeau să se închine în bisericile evanghelice de zonă. Considerați că cei mai culți oameni au produs cele mai mari tragedii, pentru că noi în natura noastră suntem răi. De aceea Dumnezeu a venit să ne nască din nou prin Duhul Lui, ca să facă din noi un om nou. Doamne ajută! Ori vestea bună este că Hristos a murit pentru noi. Dacă noi nu suntem atenți la lucrul acesta. V-am spus, în campaniile de evangelizare întâlnești oameni care vin și spun, Dumnezeu, eu am credința mea. Eu vreau să mor în credința în care m-am născut mama mea. Pe când te-a născut mama ta la maternitate, niciodată n-am văzut copiii care să se înjure la maternitate. Să spun, băi, s-a mai născut unul, hai să sărbăm monomastica lui ăsta cu ceva bere, tărie și așa mai departe. Niciodată nu i-am văzut pe copiii de acolo. Ei sunt albi, curați, inocenți. Pe măsură ce cresc învață să mintă. Pe măsură ce cresc înjură. Pe măsură ce cresc invidiază. Pe măsură ce cresc, își pătează haina sufletului cu tot cu fel de păcate imaginare faptice la nivel. Și vine Evanghelia și îi spune, omule, ai nevoie de curățare, ai nevoie de pocăință și curățarea nu se face decât prin sângele lui Iisus Hristos, doar atât. Și omul vine și spune, plin de pete, ca un ghepard,
sau ca, un, ca o panteră numai cu piete pe el așa, vine și spune, eu vreau să rămân în starea în care m-a născut mama. Dar nu mai ești acolo. De multă vreme nu mai ești acolo. De aceea Evanghelia e valabilă pentru toți oamenii. Cum îți dai înapoi împrumutul? Pentru că singura soluție de spălare a sufletului nostru este sângele lui Iisus Hristos. Nu există alta. Deseară vom vorbi probabil mai mult din punctul acesta de vedere, pentru că mulți credincioși cred că sângele lui Iisus Hristos puțin îmbufneală așa. Dom'le, am greșit într-o anumită situație, stau și-o supărat așa, botos, nu mai cânt, nu mă mai rog, ca să vadă Iisus Hristos că pe lângă sângele lui și eu sunt supărat, că nu se poate numai cu sângele lui. Nu, frații mei, sângele lui are eficiență deplină, Doamne ajută! Amin. Nu ne mai trebuie supărarea noastră, nu ajută la nimeni, nu mai trebuie efectiv, ci sângele lui are putere să spele. A, faptul că vrei să se usuci haina, vrei să, într-adevăr, să existe un timp în care să te... Asta e problema ta. Dar doar sângele lui Iisus Hristos rezolvă problema aceasta. Și o rezolvă în momentul în care ești conștient de greșeala ta. Ia să presupunem noi că eu stau membru la dumneavoastră azi. Pe unul fac nesimțit, pe altul fac neserios, pe altul bajocoresc altfel, băi, tu neamul tău, așa, cu tare, bun. De obicei, noi cam așa rezolvăm problema. Când vine șina Domnului, mi-aduc aminte, băi, am zis lui Ionel așa, lui Cutare așa, lui Costel așa, lui ălalt așa, Doamne Iisuse, te rog frumos, am făcut o grămadă de păcate, i-am enervat pe toți ăștia, o luni de zile, eu stat, mă fereu, se fereu din fața mea. Acum te rog frumos, prin sângele Domnului Iisus, aruncă păcatele mele în marea, uite, îmi imaginez cum vine un buldozer așa și împinge păcatele mele făcute o grămădoaie mare în marea uitării, spun, am rezolvat problema, de-amu pe luna viitoare, băieți, așteptați-vă la altă tură. Că eu, frații mei, nu ăsta e sensul iertării păcatelor. Iertarea păcatelor este, domnule, nu le-am făcut iertat în gro, le-am făcut în detail, pe rând. Mă duc la fratele Costel și spun, frate Costel, te-am vorbit de rău, te-am bărfit, te-am clevetit, te rog frumos să mă ierți. El mă iartă. Merg înaintea Domnului și spun, Doamne, problema asta am rezolvat-o. Am vorbit cu Costel, m-a iertat, îmi pare și mie rău, te rog, Doamne, acum spală-mă. Și vine sângele Domnului și mă spală de acel păcat. De aia spune Biblia, dacă ne mărturisim păcate, de ce pune condiții? Că te culci noaptea păcătos. Toată lumea e împotriva ta și te scol dimineața și te anunță Iisus Hristos. Nu mi-ai șerut treaba asta. Dar fiindcă tot am murit pentru tine, noaptea asta, fără să-ți dai tu seama, eu te-am iertat de toate păcatele tale, viteză înainte, că oricum ești salvat. Nu se întâmplă asta. Pentru că Dumnezeu spune, dacă ne mărturisim, adică conștientizezi că l-ai păcat. Că o să vedeți oameni încăpățânați că așa rămân toată viața. De ce? Nu conștientizează că încăpățânarea e păcat. Nu conștientizează că nervozitatea este păcat. Și așa rămâne. Pocăit, nervos. Că așa rămâne. Dar dacă eu constat că l-ai păcat și vin și spun, Doamne, ăsta e păcat, eu vreau să mă sfințesc, vreau să mă curăț de el, mă ajută Dumnezeu să mă pocăiesc, Doamne ajută! Să mă schimb, să fiu destoinic! Că altfel n-ai șansă. Deseară o să mai discutăm pe teama aceasta, însă vreau să vă spun că sufletul trebuie dat înapoi. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, Dumnezeu nu-i surprins că greșim. Trăim într-o lume a ispitelor, a provocărilor, a insinuărilor și suntem oameni. Trăim încă în firea pământească, că atunci când cineva ne face o nedreptate, nu vine prima dată Duhul Sfânt și spune, slăvit să fie Domnul, binecuvintează pe asta. Uite, ți-a făcut o nedreptate, ți-a luat banii și încă și râd de tine. Nu! Firea pământească se ridică și spune, băi, ce trebuie să-i fac eu ăsta? Dar se poate așa ceva? Asta nu-i simțire crasă. Asta e așa, se ridică firea pământească în momentul respectiv. Ei, tu identifici lucrul ăsta și cu ajutorul Domnului vii și spui, Doamne, nu-i corect atitudinea mea. Chiar dacă el se poartă cum se poartă, eu am venit în casa ta, îmi văd starea mea, îmi văd situația mea. Și frații mei, pentru gândurile alea, pentru planurile de răzbunare, pentru lucrurile pe care le-am făcut, eu îmi văd lucrurile și Dumnezeu prin sângele Lui mă iartă, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu nu-i surprins că greșim. Nu-i surprins că ne gândim la răzbunare, suntem oameni. Dumnezeu e surprins că există soluție de iertare și nu o folosim. L-a dat pe singurul său fiu, n-a dat unul din miliardele de îngeri, spune că mai are. A avut un singur fiu
de aceeași natură și esență cu El. Și ca eu să am iertare non-stop, L-a dat pe Fiul Său, ca sângele Lui să opereze în viața mea mântuire, iertare, spălare și curățire. Și eu stau cu păcatele pe stoc. Și nu mă miră faptul că mulți credincioși la momentul actual au atacuri demonice în viața lor. Păcatul nu-i marfa Duhului Sfânt. Păcatul e marfa diavolului. Și dacă din marfa diavolului nu te pocăiești imediat, tu o transferi în interiorul tău. Și când diavolul vine la un sfânt, la un păstor, la un cântăreț, poți să-l păzească 1000 de îngeri. Diavolul spune, eu vreau să intru la marfa mea, eu n-am treabă cu el. Nu am treabă cu el că e apostol sau proroc sau păstor sau cântăreț. Eu intru la marfa mea. De aceea găsiți în Biblie un moment când diavolul a intrat în Satan, diavolul a intrat în Iuda. Satan a intrat în Iuda. Dar cine a intrat și în Matei? N-ar fi vrut să intre și în Matei și în Petru? Doar Iuda avea marfă pe stoc nemărturisită. Lua din punga ușenicilor și nu spunea la nimeni. Doar el. Și lucrul acela a fost repetat. De-aia o minciună repetată, o încăpățânare repetată, un dispreț repetat, atrage un anumit soi de duh. De aceea, lângă păcate în care cad oamenii, de curvie, de beție, e un păcat repetat care aduce un duh care robește ființa aia. Că omul s-ar lăsa, plânge de numai. S-ar lăsa, dar nu mai poate, există o altă forță în spate care a invitat-o prin păcatul repetat făcut. De aceea există puterea asta pe care ne-o dă Dumnezeu prin curățire, ca prin sângele Lui să ne curățim, Doamne ajută! Amin. Ca diavolul să n-aibă niciun câștig de la... Deci să nu vă spun că sunt credincioși care nu pot dormi noaptea, au coșmaruri, efectiv n-au liniște în casa Domnului, nu le place în adunare. Când se citește Biblia, aproape s-a ridicat împotrivă. De ce? Sunt anumite păcate. Fie că sunt furturi, fie că sunt lăcomii, fie că sunt disprețuri pe care le-a primit în viața lui și le-a repetat. Și au atras după ele o anumită stare care îi produce starea asta. De aceea se predică Evanghelia. Pentru că noi nu suntem neutri. Ori ne stăpânește Duhul lui Dumnezeu, ori intrăm sub cealaltă influență. Și ne-a fost dat Duhul lui Dumnezeu, nu pentru că suntem perfecți, ci pentru că ne ajută și Duhul mijlocește după voia lui Dumnezeu, ca fiecare dintre noi să trăim pocăința. Doamne ajută! Ori, stimații mei, cum îți dai sufletul înapoi? Obișnuiesc în fiecare seară să-mi fac un rezumat al zilei care a trecut. Trebuie să recunosc că găsesc cuvinte nepotrivite, gânduri nepotrivite, gesturi nepotrivite, de care îmi cer Domnului iertare. Câteodată eu mă iert pe mine ușor, dar Duhul Domnului nu mă lasă. Și spune, nu-i corect ce ai făcut acolo. Nu-i corect dincolo. Le-am mai dat exemplu la frați lucrul ăsta, sunt și altele. Le-am dat, într-o seară am fost la comitet la noi, la biserică, și am stat până la seara târziu, la ora 11, și am discutat și un frate din comitet o vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt, dar într-un mod foarte deranjant. Eu m-am ridicat și conform învățăturii Sfintelor Scripturii am spus, nu vorbești corect, n-ai poziția care trebuie, cu tare și cu tare, și am spus lucrurile alea. A fost ok ce am prezentat. Felul cum am prezentat, în schimb, n-a fost dintre cele mai bune. A fost cu pasiune, cu patimă. M-am dus acasă și m-am pregătit să mă culc. Mi-am făcut inventarul, a fost bine și la ședința de comitet. Dar Duhul Domnului mi-a spus, nu e ok. Nu e ok. Ceea ce ai spus a fost bine. Felul cum ai spus nu e ok. Era mai în vârstă ca tine? Este un om cu greutate? Are părerea asta? Prea multă patimă ai pus. Nu e ok. Trebuie să-ți rezolvi problema. Am spus, Doamne, e 12 noapte acum. Mâine dimineață îmi rezolv problema asta, numai lasă-mi somnul liniștit. A doua zi eram pe aeroport la Otopeni, plecam nu știu unde, l-am sunat pe fratele și am spus, frate, aseară la comitet am avut o discuție. El mi-a spus, da, frate Virgil, bărbătească, așa ca între bărbați, de aia sunt bărbați în comitet, discutăm probleme. Vreau să spun că nu-mi cer scuze de ceea ce ți-am spus, ci îmi cer scuze de cum ți-am spus. Duhul Domnului m-a mustrat și sunt conștient că nu așa trebuia să-ți vorbesc. Ți-am vorbit prea de sus, ți-am vorbit fără respect. Te rog frumos să mă ierți. Și am spus, uite, trebuie să decolez avionul, mă ierți? S-a lăsat tot tăcere și am spus, băi, mă ierți? Și eu zic, păstorul, dacă mă ierți și tu că te-am provocat, zic, te iert cu plăcere,
Și el mi-a spus, te iert și eu. Și a plecat mai departe. Atenție, eram permisiv cu mine. Dar de-aia ai Duhul Sfânt în interiorul tău. Să te călăuzească. Doamne ajută! Dacă ar trebui să vină Domnul peste o oră, cum arată sufletul tău? Și atenție, fratele meu, te întreabă Dumnezeu asta pentru că dacă n-ar fi soluție, că-i cu pete, că-i cu asta, asta este. Dar dacă El a dat pe singurul Său Fiu ca tu să ai hainele albe, curate și curățite în sângele Domnului și tu nu te folosești, spune-mi că te întreabă Dumnezeu, pentru ce L-am dat pe Fiul meu? Pentru ce nu te-ai folosit? Într-o zi vom da sufletul înapoi. Azi, mâine, poi mâine, nu știm când. Cum arată El? E împrumutul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Dați-mi voie pe final să vorbesc de împrumuturi mai complex. Pentru că dacă luați din punctul ăsta a fost evanghelistic, dar mai complex vă dă o viață mai lejeră, o viață mai sub autoritatea Domnului. Din punctul ăsta de vedere o să citesc un pasaj biblic care se găsește în Matei, capitolul 13, versetul 45 și 46, unde Scriptura spune așa: Împărăția cerului se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Din textul ăsta biblic aș vrea să vă arăt o fațetă a acestei pilde. Oamenii care caută, ființele care caută fericirea, care caută împlinirea, într-un singur lucru, nu în toate, pentru că noi am fost creați să căutăm fericirea. De mulți se opresc la taraba muzicii, fie că e rock, fie că e de-al, dar el se găsește fericirea în muzică. Altul se oprește la taraba plăcerilor și caută acolo împlinirea, satisfacția. Constată că pe măsură ce trece timpul, că plăcerile trecute nu-ți mai dau satisfacție momentan, că e ca un drog, trebuie o porție mai mare ca să-ți producă aceleași senzații. Toți oamenii se opresc la diferite tarabe căutând împlinire, alții în muncă, alții în bani, alții în diferite lucruri. Însă tot în domeniul acesta există cineva care oferă mărgăritarul de mare preț, care reprezintă pe Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile științei și înțelepciunii. Slăvit să fie Domnul! Bun, mergi la El și Dumnezeu Tatăl spune, ți-l pot oferi pe Iisus Hristos. Dar, pentru ca să-l poți avea, trebuie să vinzi cât? Tot ce ai. Aș vrea să vă spun, Evanghelie susțin învățătura aceasta. Pentru că n-ai voie să apreciezi ceva mai mult decât mărgăritarul. Foarte mulți credincioși primesc pe Iisus Hristos mărgăritarul de preț în viața lor, dar pentru că n-au vândut, îl lasă pe, oricum Iisus e aici, oricum n-are Iisus, îl lasă, eu mă duc la muncă. Bănișorii sunt buni, cu cât am mai mult să mă pot lăuda. Nu spuneți mie că eu câteodată ajung în anumite comunități și frații păstori spune, băi, niște oameni de afară ce te-o chemați, mergi undeva la un restaurant select să mănânci ceva ce n-ai mai mâncat. Mă duce undeva la un restaurant acolo și mănânc oricum așa. Și ei discută între ei în fața mea, în timp ce eu mănânc pastii, să zic, mănânc eu acolo. Așa, zic, ce cifră de afaceri ai? Celălalt mai adaug un zero și spune, atâta. Celălalt spune, adaugă și el, când a văzut așa, adaugă și el încă un zero. Și fiecare se laudă cu cifra lui de afaceri, cu numărul de angajați, cu relațiile suspuse. Și atenție, sunt de-a noștri. Sunt de-a noștri. De ce? Pentru că asta e lăudăroșenia vieții. Oricum îi spun, îl am pe Iisus Hristos. Ca să poți avea cu adevărat mărgăritarul de mare preț, trebuie să vinzi cât? Tot ce ai. Și imaginați-vă că ne prezentăm în fața locului în care e Dumnezeu, și îl spune, eu îl am pe Iisus Hristos, dar trebuie să dai tot ce ai. Și te întreabă Dumnezeu, ce ai? Păi, Doamne, am niște bani în cont. Și Dumnezeu spune, ăia mi-i dai mie. Ce mai ai? Păi mai am vreo 200 de euro prin buzunar. Ăia mi-i dai mie. Ce mai ai? Păi am soție, mi-o dai mie. Și copii, mi-i dai mie. Doamne, dar eu locuiesc singur în casă. Și casa, mi-o dai mie. Și cum am să merg în cort? Și cortul, mi-l dai mie. Și atunci locuiesc în mașină? Și mașina mi-o dai mie. Doamne, și eu rămân singur? Nu. Și trupul tău mi-l dai mie. Ce-o mai rămas? Nimic. Ți-l dau pe Iisus Hristos, Domnul vieții tale, mărgăritarul de mare preț, comoara ta. Și acum îți dau înapoi împrumut banii din bancă. Îți dau înapoi împrumut ăia 200 din buzunar. Îți dau împrumut soția. Ai grijă că e împrumutul meu.
Îți dau înapoi împrumut copiii și într-o zi când eu văd în viitorul lor că va deveni ateu, să nu fii supărat când iau la 14 ani. E împrumut. Îl iau ca să nu suferi tu și inima mea. Îl iau la vremea potrivită. Apoi îți dau împrumut casa, casa ta. Este o casă în care vor veni să locuiască oamenii mei, vor veni în vizită. Au loc? Îți voi da cortul înapoi. Îți voi da mașina. O folosești pentru lucrarea mea. Îți voi da trupul înapoi. Ai grijă de trupul meu. În el vine să locuiască Duhul Sfânt. Fă-l să locuiască multă vreme. Doamne ajută! Ocupă-te! Toate ți le dă împrumut. Și Hristos este bucuria ta. Stimați-mi, știți ce frumos tratez lucrurile, așa? Pierzi doar banii care trebuie să pierduți și câștigi exact cât rânduiește Domnul. În viața ta firele de păr sunt numărate și pașii tăi sunt contabilizați. Totul, mii de îngeri sunt prejurul tău ca să pregătească calea spre mântuire. Și într-o asemenea lume în care nimeni nu știe unde se duce, tu l-ai pe Iisus Hristos, comoara veșniciilor. Și chiar dacă ar trebui să pierzi totul și îți rămâne El, îi suficient. Restul ți erau împrumutate. Trăiești cu mentalitatea asta? Prea mult ne legăm de anumite lucruri. Prea mult. Și câteodată ne răzbunăm pe Hristos pentru necazurile noastre, pe care El ne îngăduie cu un anumit scop, nu totdeauna ne explică. De obicei nu ne explică. Cine cere să credem. Doar atât. Multe lucruri nu le putem explica. De ce un buldo excavator cade pe două fete în Arad? De ce un tată la 5 copii moare nu de mult în accidentul de el? Nu putem explica. Am vrea să dăm o explicație. Dar ne rămâne mărgăritarul de mare preț, Iisus Hristos. Dacă El nu-L avem, e normal să ne stricăm de cap. Dacă El nu-i, e normal să intri în depresie și la spitalul de psihiatrie. Dar dacă El este mărgăritarul de mare preț, îți dai seama că există o inteligență superioară care conduce totul. Într-o zi, Iov a îngropat 10 copii. Într-o zi, și-a pierdut toată averea. Într-o singură zi, gândiți-vă că omul ăsta trebuia să cadă în depresie din prima. Totuși le-a încheiat ziua aceea, când a pierdut totul, când de la statutul de mare om de afaceri a devenit nimeni în drum. Când de la statutul de mare familist a pierdut 10 copii odată și îngropat, el încheie ziua aceea închinându-se înaintea Domnului, pentru că asta era comoara lui, spunând: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie. Asta era comoara lui. Știți că atunci când s-a întâlnit Dumnezeu cu Iov, ne-am fi așteptat că Iov era reprezentantul întregii necazuri din lumea asta? Să-ți moară 10 copii odată și să pierzi toată averea într-o singură zi? Să-L întrebe pe Dumnezeu, de ce a venit foc din cer? De ce n-a izbucnit lavă dacă totuși trebuia un geyser ceva fierbinte să-i ardă oile și oamenii? De ce a venit din cer parcă cu destinație clară? De ce? De ce au murit 10 copii? Când îl ia Dumnezeu și îi spune: spune-mi Iov, unde erai tu când am întins eu o boltă ce soarelui, când stelele dimineții încântă cântări, când eu asist cerboaicele pe munți să nască, când eu am grijă. Știți că niciodată Iov nu-L mai întreabă pe Dumnezeu de ce a murit 10 copii? Știți că niciodată nu-L mai întreabă de ce a pierdut averea într-o zi? Pentru că își dă seama că stă în fața unuia care are totul în control, că nimic nu-i la voia întâmplării, că totul e coordonat de El. Și singurul lucru care îi rămâne lui Iov, lăudatul de Dumnezeu, este ca în fața acestui Dumnezeu atot înțelept și atot puternic să spună: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, mă credeam bun, mă credeam pocăit, dar acum ochiul meu te-a văzut, te-am văzut cine ești și îmi rămâne o singură soluție, mă pocăiesc în sac și cenușă. De ce? Pentru că Dumnezeu este suveran, slăvit să-i fie numele. Mărgăritarul de mare preț este Iisus Hristos. Ia gândește, nu l-ai pus în umbră cumva? Nu cumva banii sunt mai importanți? Nu cumva poziția e mai importantă? Nu cumva planurile și visurile tale de a fi este mai important? Sau e important Iisus Hristos? Bine, nu te aleg frații, nu te respectă nu știu cine, dar dacă l-ai pe Iisus Hristos, ar trebui să ai împlinire non-stop. Și noaptea, și ziua. Tu l-ai pe Iisus Hristos. Și cine l-are pe Iisus, spunea Apostolul Ioan, cine are pe Fiul,
are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Să ne ajute Dumnezeu, vis-a-vis de lucrurile împrumutate, să ne purtăm corespunzător, că într-o zi le vom returna. Și lucrul acesta ne cere multă responsabilitate. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.